Haideți pentru prima oară, că deja este orele 17. Vreau să vă supun spre aprobare procesul verbal de data trecută, da? Din data de 28 iulie 2022, da? Cine este pentru? Avem unanimitate, mulțumim. Și online. Și online. Mulțumesc, Nicule. Avem pe ordinea de zi, astăzi, 13 puncte, da? Da, domnul Cioan, spune. Având în vedere inițiativa unei treimi dintre consilieri, doresc să introduceți pe ordinea de zi un nou proiect de hotărâre pe care să-l supunem spre aprobare Consiliului Local. Aveți 6 semnături, sunt... Cu 3. Cu? Cu 3, dintre consilieri. Da. Este proiectul de hotărâre privind deliberarea din funcția viceprimar în municipiul Moreni. Ok. Înainte de a-l spune la vot, pot să vă spun că proiectul nu întrunește toate condițiile. Deci nu are raportul... Referatul de aprobare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. În aceste condiții... Domnul Răbaia, vă rog eu frumos, haideți să interveniți când vă dau eu voie. Hai, te rog. Deci este vorba de art. 136, alin 8, alin 8, unde fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi trebuie să împlinească niște condiții, să aibă raport de specialitate și referat de aprobare. Referatul inițiatorului, deci semna de cei 6, mi-a fost depus și mie, alături de proiectul de hotărâre. În schimb, avem și raportul de specialitate al compartimentului de resort, dar nu avem raportul comisiilor de specialitate. Dacă doriți să-l introduceți pe ordinea de zi, va trebui să luați și acest raport. Altfel nu-l puteți spune la vot. Ok, atunci mă văd nevoit să supun către aprobare Consiliului Local dacă acest proiect să fie introdus pe ordinea de zi. Și după aceea putem să votăm și în comisie. Deci cine? Nu. Ca să respectăm în tocmai legislația, ar trebui să facem întâi ședință de comisie, să se ia aviz de la comisii, iar apoi cu avizul favorabil sau nefavorabil să-l introducem pe ordinea de zi. Să supunem spre aprobare introducerea pe ordinea de zi. Da, Înainte de a începe plenul, să... Facem o ședință de comisie în care să luăm avizul comisiei. Ok, facem comisie. Urbanism. Domnul... În acest caz, dați dacă... Dați-mi comisiile, că nu știu pe deci, în acest caz, trebuie să suspendați ședința. Îmi pare rău că trebuie să intervenim. Ba da, ședința ordinară a început. S-a aprobat procesul... Bine, haideți să luăm o pauză. Propun o pauză. Deci suspendați ședința, vă întâlniți pe comisii, pregătim procesele verbale și rapoartele de specialitate, dați aviz favorabil sau nefavorabil, după care propuneți introducerea pe ordinea de zi și îl supuneți la vot. Da, ok, haideți să luăm o pauză. De acord cu o pauză? Asta da, puteți să întrebați și... Cine este pe? Eu o să mă duc să pregătesc procesele verbale. Abține? Toată lumea pentru, da? Haideți să luăm o pauză. Votul pe comisie. Începem cu comisia juridică, să punem așa, nu? Comisia juridică, domnul vice, prezident, vă doamnă. Pentru proiectul. Împotriv. Împotriv. În Dinu Valeriu. Cred că trebuie să mă abțin, în primul rând. Nu. E dreptul dumneavoastră. Nu, e ok. Aici nu votez pentru. Domnul Dinu Valeriu. Pentru. Polvotină Violetu. Șordan Marius. Pentru. Răbaie Eugen. Pentru. Șordan Marius. Pentru. Deci avem unul împotrivă și patru pentru. Și scrie frumos că eu asta mă înțeleg. E domnul Din. Nu poate
Da, Comisia de Urbanism, domnul președinte Tomuț Emilian. Pentru. Oprișan Gabi. Pentru. Matei Horia. Pentru. Nică Marius. Pentru. Cristea Constantin. Pentru. 5 voturi pentru, nu? Comisia Economică, domnul Băicoianu. Mă abțin. Brazu Gheorghe. Pentru. Constantin Alexandru. Pentru. Dinu Ion. Mă abțin. Stan Vasile. 3 cu 2 abține, da? Comisia de Învățământ, Aravagiu, abțin. Răbaie. Pentru. Roșu Marian. Pentru. Nică Marius. Pentru. Brazu Gheorghe. Pentru. 4 cu 1 la vis favorat. Haideți să... Dați-ne toate avizele, de ce să le registrau. Nu asta, avizele deci, de la comisie. Avizele de la comisie e așa, avem urbanism, 5 voturi pentru. Juridic, 4 voturi cu un vot împotriva a votat împotriva domnul Bejan. La economic, 3 voturi pentru, 2 abțineri, domnul Băicureanu și domnul Dinu. La învățământ, 4 voturi pentru și o abținere a mea, a Carabăgiu. Deci avem aviz favorabil la toate comisiile. Da. Acum, supus pe aprobare suplimentarea ordinii de zi, ca acest punct să fie primul pe ordinea de zi, cine este pentru? Pentru introducerea proiectului pe ordinea de zi. Da. 2, 4, 6, 8, 10, 12 voturi pentru. Cine se abține? Stai cu cine se abține. Domnul Dinu și cu domnul Băicăianu. Și împotrivă... Trei abține. Da. Deci înseamnă 14 voturi pentru. Și Răbaia a fost pentru. Și Răbaia a fost pentru. Da, da, deci, da. Deci 14 voturi pentru. Și trei abține. Domnul Bejan, domnul Băicăianu și domnul Dinu. Acum supun aprobării ordinea de zi cu modificarea aprobată. Cine este pentru ordinea de zi? Așa cum a fost aprobată. 10, 12, online, 14, unanimitate. 15. Întrebați dacă se abține cineva și împotrivă. A fost unanimitate, n-a fost nimeni. Nu? Nu. Acum, ca să putem trece la punctul 1 pe ordinea de zi, trebuie să vă aduc la cunoștință că trebuie să înființăm o comisie de validare și numărare a votului. Și eu aș propune ca fiecare partid politic să numească câte un membru în această comisie, ținând cont că suntem patru formații politice, formațiuni politice, eu aș propune să fie fiecare... Comisia de organizare și de validare a votului și de numărare a votului. Deci, propunem pentru comisie. Ordonanța 85 nu mai distinge acest lucru, dar este foarte bine să facem o comisie de validare. Între timp eu o să mă duc să pregătesc votul, că trebuie să fie vot secret. Dintr-un număr impar. Și întotdeauna o comisie este formată deci, dintr-un număr impar. De 3 membri, ca să nu fie prea mulți. Adică să supui la vot numărul de 3 și apoi 3 propuneri pentru fiecare comisie. Comisia de validare, comisia de numărare. Haideți, propuneți, vă rog, de la noi. Domnul Cristea. Cine ca domnul Cristea să facă parte din comisia de numărare a votului? Aveți unanimitate? Nu e Bejan că e afară. Nu e unanimitate. Trecem la absent. Am înțeles. Da, 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 am văzut. Altă propunere. Altă propunere. Nica Marius. Cine este pentru ca Nica Marius să facă parte din comisie? Propun și eu pe Tomuțul Emilian.
Cine e pentru? Tomuță. D'acord. Unanimitate. Comisia de? Comisia de enumărare și organizare și validare a votului, da? Deci comisia este formată din domnul Cârstea, care e și veteranul, da? Vă rog să vă luați comisia și să faceți buletinele de vot. Domnul Nică Marius și domnul Tomuț Emilian. Buletine de vot avem decât 16. Pentru cel online nu se votează. De Nicule îmi pare rău, n-ai cum să fără. La vot. Haideți aici la... Deci o să primiți fiecare buletin de vot și cum vă strigă domnul Cârstea, în ordinea așa, intrați în cabină și votați. Și veniți cu votul și introduceți în urmă aici. Nu, nu, se împartă. Nu, nu, se împartă. Se împartă, da, da. Se un pic să acolo. Este fix acolo. Nu știu, nu. Thank you.
Domnul Borbotin. Și încă unul. Cumva câte doi. Domnul Brea. E acolo. Them. Nu. Votul numărul 7, da. Votul numărul 8, nu. Votul numărul 9, da. Votul numărul 10, da. Votul numărul 11, da. Votul numărul 12, da. Votul numărul 13, da. Votul numărul 14, da. Votul numărul 15, da. Votul numărul 16, da. Deci din 16 voturi avem pentru 13,
și împotrivă 3. Deci cum? Proiectul de hotărâre. Era nevoie de 13 vot. Da. Iar domnul Romaia nu poate să voteze, că nu poate să asigure secretul nostru. Da, proiectul a trecut. Mulțumim. Hai că rămân la... Rămân la dosar. Da. Potiți la loc. Mergem în continuare. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura licitației publice a terenului intravilan cu suprafața de 623 metri pătrați, proprietate privată OAT municipiul Moreni, situat la adresa Moreni, strada Târgoviței, fără număr talaua 69, parcela 3198, cu număr cadastral 74612, înscris în cartea funciară OAT Moreni, numărul 74612, județul Dâmbovița. Comisiile, avizul comisiilor, le avem aici. Comisia de urbanism 4 plus 1, aviz favorabil, juridic favorabil, economic favorabil, învățământ favorabil. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost primit de executiv. Cine este pentru? Domnul Răbaia e pentru. Numărați în sală. Abțineri. 4 abțineri. 5 abțineri. 5. Deci, proiectul? Domnul Șoldan, domnul... 5 abțineri. Domnul Băicăian, domnul Șoldan, domnul Roșu, Tomuță și domnul... Da, mulțumesc. Deci, 12 voturi, proiectul trece. Ok. Trecem la următorul proiect, proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura licitației publice a terenului intravilan cu suprafața de 64 metri pătrați, proprietate privată OAT municipiul Moreni, situat la adresa Moreni, strada 22 decembrie 1989, fără număr talaua 127, parcela 5503, județul Dâmbovița. Comisiile, urbanism favorabil, juridic favorabil, economic favorabil, învățământ favorabil. Discuții. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Da, domnul Răbaie care-l vot, da? Da, domnul Răbaie pentru. Abține. 5 abține. 5 abține. Proiectul a trecut. Proiectul a trecut, mulțumim. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind vânzarea către actualul chiriaș al unui imobil compus dintr-o construcție cu destinație de locuință și terenul aferent acestuia, imobil proprietate privată OAT municipiul Moreni, cu adresa Moreni, strada Republicii numărul 10, județul Dâmbovița. Comisiile, urbanism favorabil, juridic favorabil, economic favorabil, învățământ favorabil. Discuții? Cine este pentru? Și online, mulțumim. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura licitației publice a terenului arabil intravilan cu suprafața de 244 metri pătrați, proprietate privată UAT municipiul Moreni, situat la adresa municipiului Moreni, strada 22 decembrie 1989, fără număr, talaua 187, parcela 5545, județul Dâmbovița. Comisiile, avizul comisiilor urbanism favorabil, juridic favorabil, economic favorabil, învățământ favorabil. Discuții? Când avem discuții, cine este pentru? Avem 12 pentru. Și online? Da. Nicu a votat pentru? Abținere. Abținere. Proiectul a trecut, da? Da. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura licitației publice a terenului intravilan cu construcții cu suprafața de 50 de metri, proprietate privată, OAT municipiul Moreni, situat la adresa municipiului Moreni,
strada Macului, fără număr, tabla 111, parcela 2846, județul Dâmbovița. Avizul comisiilor, urbanism favorabil, juridic favorabil, economic favorabil, învățământ favorabil. Supunem la vot proiectul așa cum a fost prezentat de către executiv. Cine este pentru? Avem unanimitate. Și online. Nicu este pentru. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 41 din 2020. Aici avem urbanism, aviz favorabil 3+2, juridic 5 voturi pentru, aviz favorabil economic, aviz favorabil învățământ, aviz favorabil. Discuții. Dar nu sunt discuții, cine este pentru? Am unanimitate, mulțumim. Unanimitate și Nicu este de acord. Mulțumim. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița în perioada 2014-2020 a terenurilor necesare pentru realizarea investiției de infrastructură apă și apă uzată. Avizul comisiilor, aviz favorabil, urbanism, juridic favorabil, economic favorabil, învățământ favorabil. Discuții. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru acest proiect așa cum este prezentat către executiv? Avem unanimitate la acest proiect. Și online? Pentru. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind vânzarea directă în favoarea doamnei Olaru Mariana a terenului intravilan cu construcții proprietate privată UAT municipiul Moreni cu suprafața de 220 de metri, situat la adresa Moreni, strada codului numărul 8, județul Dâmbovița, prin Tudor, înscris în cartea funcțională 74, numărul 74.856, cu număr cadastral 74.856, acordată cu folosință gratuită în temeii legii 15 și ocupat de o construcție cu destinație locuință înscrisă în cartea funciară. Avizul comisiilor, avem urbanism favorabil, juridic favorabil, economic favorabil, învățământ favorabil. Discuții. Că nu avem discuții, cine este pentru acest proiect așa cum este prezentat de către executiv. Și Nicu online este pentru. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata închiriei aferente spațiului cu destinație de locuință, proprietate privată a municipiului Moreni, situat la adresa Moreni, strada Luceafrului, numărul 22, județul Dâmbovița, avem chiriașă titulară pe doamna Zurzuf Maria, mama domnului Zurzuf Marius, persoană cu handicap grav. Avizul comisiei urbanism favorabil, juridic favorabil, economic favorabil, învățământ favorabil. Cine este? Discuții, pardon. Dacă nu, cine este pentru acest proiect? Unanimitate. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata chiriei aferente spațiului cu destinație de locuință proprietate privată a municipiului Moreni, situat la adresa Moreni, Cămin Naumov, strada 22 decembrie 1989, numărul 121, etaj 1, județul Dâmbovița, avem chiriașă titulară pe doamna Simion Cristina, mama copilului Toma Cristian Valentin, persoană cu handicap grav. Avizul comisiilor, urbanism favorabil, 5 voturi pentru juridic, 5 voturi pentru favorabil, economic, 5 voturi pentru favorabil, învățământ, favorabil cu 5 voturi. Discuții. Dacă nu, cine este pentru? Proiectul numărul 12, mulțumim. Și online, și domnul Răbaia a votat, este pentru. Proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a spațiului numărul 2, proprietate privată a municipiului Moreni, cu adresa municipiului Moreni, strada Capitan Ioan Pantea, numărul 19, terasă, parter, ală, piață, pentru organizarea și funcționarea sediului Partidului Politic, Alianța pentru Unirea Românilor, Organizația Județeană Dâmbovița, pentru Organizația Locală Moreni. Avizul comisiilor, urbanism favorabil, juridic favorabil, economic favorabil, cu învățământ favorabil. Discuții. Dar nu sunt discuții, cine este pentru? Avem unanimitate. Și domnul Răbaia este pentru. Mulțumim.
Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de superficie cu titlul oneros asupra terenului intravilan plus construcții proprietate privată cu atelier din comunale. Avem având suprafața de 172 metri pătrați cu adresa Moren, strada Teiș, fără număr, dar la 192, parcela 5558, județul Dâmbovița, în scopul construirii de anexe gospodărești prin extinderea construcției existente locuință, parter plus mansardă. Avizul comisiilor, Comisia de Urbanism favorabil, juridic favorabil, economic favorabil, învățământ favorabil. Discuții. Dar nu sunt discuții, cine este pentru acest proiect? Numărați, vă rog. Domnul Răbaia. Domnul Răbaia, pentru? 12 voturi. Abțineri, vă rog. Și 5 voturi abține. Ok. Diverse. Scrieți-vă la cuvânt. Domnul viceprimar de da, Nicu, da, sigur. Domnul Băgean, Dinu Vărău, Dinu Ioan, pardon. Altcineva? Trei, domnul Băgeanu. Și Roșu Marian. Da, domnul. Bun. Dat fiind votul exprimat în mod secret astăzi și eliberarea mea din funcție de viceprimar, în acest context aș vrea să fac câteva precizări. În primul rând aș vrea să mulțumesc consilierilor locali care m-au votat la început și m-au numit în funcție de viceprimar. Au fost niște oameni extraordinari și sunt în continuare. Vreau să mulțumesc tuturor funcționarilor din cadrul Primăriei Moreni, niște oameni extraordinari, niște oameni bine pregătiți, niște oameni care am colaborat foarte bine. Și în al treilea rând, vreau să spun că fiecare motiv care a fost pus acolo în acea, dacă vreți să-i spuneți, nu știu, explicație, de referat de plecarea mea din funcția de viceprimar, fiecare motiv, dar cel mai important e primul, în care mi s-a însușit acea amendă dată de cei de la mediu de 1 miliard către Primăria Moren și că ar fi fost atribuția mea și că din cauza mea Primăria a luat amendă 1 miliard. Vă rog să și trebuie să știți, stimați colegi, că este o adevărată minciună. Altfel nu am cum să formulez și o să mă gândesc serios ce fac în continuare strict pentru acel punct din notificare. Fiindcă, până la urmă, e o minciună mare, gravă, pusă în cârca mea și nu e normal. Și probabil că mă voi apăra în instant în acest sens. Bun, altceva nu mai am de zis. Vă urez succes și celui care va fi să fie viceprimarul municipiului Moren, la fel mult succes. Doamne ajută! Mulțumim! Domnul Dinu Ion. Să semnalez două probleme care sunt atât de grave. În locul de joacă din parcul de lângă locutor, dacă s-ar putea face, el este îngrădit cu gard, dar nu are porți, sunt două porți libere. Orice copil care, dintr-un motiv sau altul, rămâne nesupravegheat și a ieșit, este direct în fața unei mașini. Traficul este destul de mare acolo la locutor în spate, mai ales că trec și mașini de trafic greu și orice copil care rămâne din oarece motiv nesupravegheat poate să iasă în fața unei mașini. E vorba doar de două porți, nimic, nu ceva foarte greu de realizat. Așa și mai avem încă una pe strada Ion Negoescu, proaspăt reabilitată, acolo unde se îngustează drumul. Deci o porțiune de 50 de metri, unde drumul este mai la capătul de spre nord, spre strada Platie. Cineva a abandonat o mașină. Păi ce era îngustă acolo, a mai abandonat cineva și o mașină. Și efectiv a rămas doar o jumătate de... Era o singură bandă, a rămas o jumătate. E foarte greu acolo, fiind clădirea foarte înaltă, e greu de... Nu se poate asigura cel care vine, chiar și ăla care are prioritate, chiar și ăla care nu are prioritate, nu se poate asigura. Și atunci
știu, cu poliția, poate ne ajută să-i găsim proprietarul mașinii, o rugăm să o pute de acolo, nimic mai mult. Dar e de o lună jumate abandonat acolo, bă. Exact când nu-i mai rău. Cam atât. Domnul Băiven. Dat fiind faptul decizia luată surprinzător numărul practic de voturi, vreau să vă propun tuturor ca banii lunari salariului lui Răzvan să se ducă către locuri de joacă pentru copii. Și vă rog să susțineți ideea ca odată la două luni de zile să fie construit către un loc de joacă pentru copii. Până o să avem viceprimar. Mi se pare normal ca acei bani măcar să se ducă cu folos undeva decât să fie răzvânți. Atât. Mulțumesc. Ar putea să ar trebui să supunem la vot acest Deci, ideea dumneavoastră este salutară, să facem mai multe lucruri de numai șoapte. Banii pe care îi lua viceprimarul sunt în cheltuielile de personal. N-au nimic cu cheltuielile materiale sau investiții acolo de unde se pot face lucrurile de joacă. Sunt două lucruri diferite, în sensul celor spuse de dumneavoastră. Dar că împreună vom identifica resurse financiare ca să putem, să facem un loc de joacă la o lună, la două luni, sunt de acord. Sunt deschis să vedem de unde luăm și cum facem. Domnul primar, acestea sunt resursele, le avem, trebuie să le mutăm dintr-o parte într-alta, atât. Cheltuielile de personal nu se mută tot anul. Îmi pare rău, așa este codificat. Bun, mulțumim. Domnul Roșu, Maria. O întrebare am pentru primar, am fost abordat de colegi de colegi de mei, dar și de părinți care au copii la școala 4 și care și-au exprimat nemulțumirea la adresa instituției referitoare la faptul că, deși se știa că proiectul aferent modernizării școlii fusese a fost aprobat de foarte mult timp și doar au mai fost niște probleme generate de licitații și așa mai departe, soluția la care s-a ajuns în acest moment este una care părerea părinților și a unor dintre colegii mei este că va crea un disconfort mare prin prisma faptului că numărul de clase poate, sau numărul de clase este prea mare, indiferent de care ciclul vorbim, primar sau gimnazial. Și nu știu ce... Noi nu prea putem să luăm nicio decizie sau, mă rog, nu știu câte întâlniri ați avut dumneavoastră. Nu știu și nu vă acuz de nimic, că nu am, de fapt nici nu am de ce să vă acuz, că probabil ați făcut toate demersurile, dar asta vreau să vă comunic că există nemulțumiri. Da, în rândul părinților și în rândul într-adevăr, există o nemulțumire în rândul părinților și, în principal, e disconfortul că se mută de la școala 4 în altă locație. E primul disconfort. Al doilea lucru apare datorită faptului că o parte dintre elevi nu vor mai putea învăța de dimineață și trebuie să învețe după amiază. Soluția găsită de noi, în funcție de ce avem la dispoziție, este următoare. Clasele 1-4, la școala numărul 4 sunt 9 clase, la școala numărul 3, pardon, sunt 12 clase, la școala numărul 3 sunt 9 spații efective. Deci, a trebuit să rezolv problema pentru încă 3 spații. Astăzi am avut întâlnire. De fapt, au făcut mai multe întâlniri cu directorii de la liceul numărul 1 și am stabilit 3 spații în corpul din față al liceului numărul 1, acolo unde învață clasele 5-8 de la liceul numărul 1. Deci, clasele 1-4 vor învăța 9 la școala numărul 3, iar 3 dintre ele la liceul numărul 1. Cele 3 care vor merge la liceul numărul 1 împreună cu profesorul vor fi stabilit de conducerea școlii împreună cu părinții, cu cadrele didactice, nu le stabilește primar. După amiază, sunt de la 5 la 8, sunt 9 clase de elevi și 9 spații, deci vor învăța după amiază. Este un disconfort și al părinților și al elevilor la învățatul după amiază și, în principal, cea mai mare nemulțumire a părinților sunt îndreptate împotriva noastră de la nivelul clasei a 8-a, unde este an terminal. Vor susține examene și și-ar dori ca aceste clase să învețe de dimineață. Odată ce am rezolvat problema spațiilor și toate clasele de elevi au unde să învețe, de mâine încolo mă voi ocupa să încerc să găsesc două spații, sunt două clase de a opta,
să vedem dacă există posibilitatea a spațiului să învețe de dimineață și apoi dacă există disponibilitatea cadrelor didactice să poată să predea acolo unde vom avea spații. Că dacă voi găsi, de exemplu, două spații la liceul numărul 2, un cadru didactic va trebui să plece de la școala 3, să ducă la liceul 2 și să se ducă înapoi la școala 3, iar la liceul 2 destul de greu pentru, și pentru cadrele didactice. Deci, știm problemele, e normal să existe un disconfort. După ce am rezolvat toate spațiile, lucrăm de mult la lucrul ăsta, pe data de 8, vreau să vă spun că s-a dat ordinul de începere pentru începerea lucrărilor la școala numărul 4, de, efectiv vor începe lucrări care durează un an și 3 luni, un an și 4 luni. Eu sper să... Cert este că școala numărul 1 nu are niciun spațiu gol, este exclus ca acolo să pot duce vreo clasă dimineața. Cei de la școala 3 ne-au oferit tot ce aveau disponibil de a-mi făcut cele 9 clase. Voi căuta o soluție să vedem dacă am o formulă să duc două clase de a 8-a dimineața. Și cu acceptul cadrului didactic. Una dintre fetele mele a învățat la Lisa Gărgărița. La etaj este un spațiu care poate fi folosit de o clasă pregătitoare. Deci acolo se... Deci aici se pune numai... Deci aia e rezolvată. Acum mai am de rezolvat decât învățatul de dimineață a claselor de 8-a. Restul e rezolvat tot. Am înțeles. Este corect. Încercăm să rezolvăm și lucrul ăsta, să vedem ce posibilități vom găsi. Ok. Mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, declarația de ziua închisă. Mulțumim.